Dragilor, astăzi alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea și vom vorbi despre cartea Apolonios din Tiana, viața, practicile ascetice și învățăturile filozofice ale unui mare vindecător de la începutul erei creștine, o carte de Mario Munie, publicată în colecția Romanul Inițiatic, iată o reeditare în portofolul editurii Herald. Mario Munie oferă o reconstituire amplă a portretului marelui înțelept Apolonios, urmaș demn al tradiției pitagoreice. Ne bucurăm de o imagine complexă a personajului, mergând dincolo de prezentarea sa ca simplu taumaturg, așa cum a fost descris de primul său biograf, renumitul Filostrat. Considerat de unii un al doilea Pitagora, iar de alții un discipol mai apropiat de divinitate decât de maestrul său, Apolonios, care în timpul vieții fusese socotit un înțelept, a fost cinstit ca un sfânt după moartea sa. Iată așadar un personaj remarcabil al antichității grecești. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, cum apare figura lui Apolonios din Tiana în primul secol creștin, în lumea grecească și chiar în cea mediteraneană? Cred că ar trebui să începem cu a face câteva precizări în privința tocmai acestui compost, de acestui atanor de culturi creat de Imperiul Roman, care era în plină glorie, aș spune chiar că nu mai este mult și începe să apună. Deci, lumea mediteraneană era o lume extrem, extrem de amestecată. Amintesc că numai în Roma se practicau culte orientale nenumărate. Nimeni nu cred că le știe vreodată nici numărul, nici în totalitate, măcar direcțiile în care ele evoluau. Apolonios din Tiana apare ca o figură care atrage atenția în mod deosebit. Acum, el în general în enciclopedii și în alte cărți a numit filozof. Nu trebuie să confundăm ce înțelegem astăzi prin filozof cu ce însemna la vremea respectivă prin filozof. Cu atât mai mult cu cât avem mai mult un spiritual decât un filozof, într-un sens autentic, atâta vreme cât el încearcă să se întoarcă la pitagorismul inițial, original, de secol 6-5, înainte de Hristos. Adică vrea să se întoarcă până la urmă, vrea să restaureze o anume spiritualitate presocratică. Este interesant că el este menționat în secolul al doilea de cel puțin doi autori, din care unul în mod evident cu anumite înclinații spre inițiere, spre mistică, chiar mă refer la Apuleius, cu operele lui Metamorfozele și Măgarul de Aur, care sigur că este o literatură inițiatică. După aceea este amintit de Lucian din Samosata. Deci în medii foarte diferite. Lucian din Samosata e departe de a fi un inițiat, aș spune eu, cel puțin din cât se știe, din ce se cunoaște. Așa că oratorul roman de limbă greacă, ca să spun așa, Filostrat, în secolul III, este tentat să scrie această biografie a lui Apolonios din Tiana, tocmai pentru faptul că neopitagorismul și neoplatonismul erau într-o formă cât se poate de, aș spune eu, de bună, în sensul că influențau foarte mult mediile spirituale și mediile culturale, aș spune, filozofice, nu? Cu atât mai mult cu cât este primul secol creștin. Acum să nu imaginăm că, așa cum se vehiculă de obicei, creștinismul s-a răspândit numai în clasele de jos, între sclavi, între... Nu, el, ca orice tradiție, el a venit ca un val, aș spune chiar ca un tsunami, dacă îmi permiteți, pentru că venea pe de-o parte cu o nouă viziune, o nouă mentalitate asupra lumii și nu era apărută din nimic. Venea într-o lume
puternic impregnată, pe de-o parte, de iudaism și mai ales de secta eseniană, așa cum știm, pe de altă parte, era puternic, foarte puternic, curentul neoplatonic și, în general, filozofia greacă. Nu? Aristotel și așa mai departe, scrierile vechilor filozofi, unii din ei nu sunt chiar filozofi, sunt mai mult decât atât. Deci este foarte interesant că el apare într-o perioadă în care neoplatonismul și neopitagorismul intră într-o fază nouă. Ori în mediul acesta incipient creștin, lucrurile nu rămân fără influență asupra creștinismului, în sensul că este creată o anume ambianță, un anume mediu spiritual în care creștinismul se dezvoltă. Nu trebuie să uităm că chiar călătoriile de care vom vorbi, probabil vom aminti, ale lui Apollonius din Tiana, foarte interesante, foarte interesante, acoperă aproape, ce să spun, toată lumea cunoscută la vremea respectivă. Adică din India până în Spania nu este puțin lucru, tot bazinul mediteranean. Și să ne gândim că aceste călătorii sunt simultane cu răspândirea creștinismului. Refuz să cred că e simplă coincidență. Nu poate fi o coincidență așa ceva. Deci, locurile prin care a trecut el, iarăși, sunt locuri cu un puternic impact spiritual. Și nu trebuie să ne gândim numai la dogmatica creștină, cea pe care o cunoaștem noi astăzi. Trebuie să ne gândim că acel creștinism primar era, aș spune eu, mult mai mult inițiatic, așa cum știm că există această teză a apariției creștinismului, de fapt, ca o învățătură inițiatică, o doctrină inițiatică practicată de esenieni. Acum, și vedeți că mai sunt niște paralele totuși, sau sunt niște apropieri. Trebuie să ne gândim că pitagorismul n-a fost un sistem filozofic, n-a fost o doctrină filozofică. Ea a fost o învățătură spirituală, cu o practică spirituală bine determinată și din acest punct de vedere aș aminti încă un lucru. Nu trebuie să uităm că atunci când se vorbește de Zalmoxis, se vorbește și de varianta cea filogrecească, și anume că el ar fi fost un sclav al lui Pitagora. Exact. În altă variantă am găsit într-o filozofumena că se face în mod special precizarea următoare. Zalmoxis, care a întemeiat druidismul la celți. Deci, dintr-o dată, Zalmoxis apare într-o postură foarte interesantă. Asta în legătură cu Pitagora. Ori continuitatea aceasta nu este lipsită de importanță pentru mediul creștin care se va dezvolta. De asta spun că în primul secol al apariției și răspândirii creștinismului este importantă figura lui Apollonius din Tiana, mai ales că toată lumea vorbește de el ca tămăduitor. Incontestabil că a fost un tămăduitor, dar sunt puțini care discută problema originii acestei calități spirituale a lui. Nu este legată și de creștinism într-un fel. Sigur, nu în sensul că el ar fi fost creștin sau făcea parte din părinții, dar este dintr-un mediu spiritual foarte apropiat. Și o să vedem de altfel că influența n-a fost puțină în mediul respectiv, n-a fost nesemnificativă, cu atât mai mult cât o parte din părinții apostolii, cel puțin Clement Romanul, Ignatie din Antiohia, Policarp din Smirna, în secolul I, nu se poate să nu fi cunoscut învățătura și măcar o parte din discipolii, care au fost destul de mulți, al lui Apollonius din Tiana. Deci, figura lui în acest prim secol creștin este foarte importantă, în sensul că leagă lucrurile, dacă vreți, din punct de vedere spiritual. Pentru că el a fost contemporan cu perioada în care a trăit Iisus Hristos. Care este, să spunem, relevanța călătoriilor pe care el le-a făcut, călătorii cumva lungi și misterioase? Și uite, acum mă gândesc, fac așa niște analogii. Mă gândesc la perioada în care Iisus Hristos dispare. Nu se știe, nu știu, vreo mai mult de 10 ani, nu se știe nimic despre el, că ar fi fost în India, că ar fi studiat și așa mai departe. Fac această analogie pentru că trăiau în aceeași perioadă cu Apollonius din Tiana, faptul că a avut aceste călătorii lungi și misterioase din Grecia până în India
și apoi din India până în Italia și în Spania și că a trăit în aceeași perioadă și că a avut aceste calități. Sunt într-adevăr niște similarități, niște sincronicități acolo, că a avut aceleași, să spunem, sau, mă rog, a avut această calitate de taumatur, de vindecător, de tămăduitor. Chiar dacă, așa cum ați punctat foarte bine, nu vorbim despre un înțelept creștin automat, din perspectiva pur doctrinară. Da, da, da. Nu, trebuie să, uitați, aici ar trebui să facem o distinție între ceea ce numim, din punct de vedere spiritual, doctrină și ceea ce numim dogmatică. Nu trebuie să confundăm dogmatica creștină pe care o cunoaștem astăzi cu mediul spiritual și cu conținutul spiritual al creștinismului din vremea respectivă. De ce? Pentru că la vremea respectivă, cei care aveau un glas, care erau o voce a creștinismului, nu erau străini de platonism și de neoplatonism, nu erau străini de filozofia greacă, nu erau străini de mari spirituali care nu mai erau filozofi, erau sofii deja, sofii, cum să spun eu, în sens de înțelepți. Deci nu trebuie să confundăm lucrurile. Noi astăzi nu cunoaștem din creștinism practic, majoritatea oamenilor nu cunosc decât dogmatica asta pe care o... Dar toată evoluția, există o evoluție acestei dogmatici, există o evoluție a fundamentelor teologice, care este legată la vremea respectivă de aceste figuri importante, din care noi astăzi vorbim despre Apolonius din Tiana. Este foarte interesantă prima lui călătorie, aș spune eu, spre Est, și anume prin Siria, și știm că Siria este un mediu extraordinar în care creștinismul s-a întâlnit, ca să spun așa, cu niște disponibilități spirituale speciale, care mai târziu vor contribui la răspândirea islamului în secolul 7, în secolul 6-7, și vor forma împreună cu mediul rabinic de acolo, cu mediul cabalist de acolo, vor forma o ambianță foarte interesantă. Și pentru că suntem în acest punct, voi aminti și călătoria lui în Spania, iarăși care peste 14 secole, 13 secole, sau poate mai puțin, se va constitui și acolo un focar, un atanor inițiatic foarte interesant. Deci, el pleacă spre India. De ce spre India? Păi ați vorbit de Domnul Iisus, că este cu Domnul Iisus contemporan. Pe cine trimite Domnul Iisus? Pe cel mai important, aș spune eu, din punct de vedere inițiatic, discipol al său, pe Toma Didim, îl trimite să... Exact, îl trimite în India să... nu să propovătuiască spiritualitatea creștină. Aș spune eu, nucleul spiritualității creștine, care era unul metafizic și nu era unul strict religios, așa cum îl știm noi astăzi. Mai este interesant ceva, în afară de faptul că el se oprește la Taxila sau Takshashila, mă rog, după denumirea sanscrită, sau Takasili într-o altă variantă, nu? Care se află în partea pakistaneză a Punjabului, nu trebuie să uităm că acolo este și un centru budist foarte vechi, din secolul 4 înainte de Hristos. Deci este un centru acolo, acest oraș, această cetate, Takasili, este cea pe care și-a anexat-o la cuceriri Alexandru cel Mare. Nu este întâmplător. E adevărat că este la distanță de 4 secole aproape, dar trebuie să ne gândim ce figură importantă din punct de vedere inițiatic a fost, ca istorie, a fost Alexandru cel Mare. A fost unul din mari inițiații a Antichității, împreună cu Cezar, împreună cu Traian și așa mai departe. Deci nu degeaba ajunge acolo. Nu ajunge acolo pentru că numai până acolo a putut să meargă. Nu, ce a căutat în mod special. Apolonius din Tiana a căutat în mod special această... De ce s-a dus acolo și a stat de vorbă cu, mulți spun, cu brahmani? Eu sunt convins că cu mulți mai mulți înțelepți. Vedeți că mai târziu se spune că în Etiopia și în Egipt s-a întâlnit, mai ales în Etiopia, s-a întâlnit cu gimnosofiști. Gimnosofiști pe care îi cunoștea încă din mediul grecesc. Pe acești gimnosofiști, să știți că termenul este o traducere, poate fi folosit ca o traducere pentru yogin.
Acum, nu vreau să spun că yoginii din India veniseră în Grecia, sau, însă modul de gândire, ceva din doctrină, din doctrina metafizică, sigur că circula. Circulația, noi am prezentat și alte cărți și știți că am făcut afirmația asta, că ideile circulau mult mai mult decât credem noi astăzi. Mult mai mult decât credem noi astăzi. E suficient să amintim un singur nume, drumul Mătăsii. Și ne vom lămuri că această circulație a informațiilor, a învățăturii între Orient și Occident era foarte susținută. Prin urmare, este interesant chiar că există, așa cum este și în carte, pomenită această legendă a mormântului său din India, Rosabal din Srinagar, care se spune pe de-o parte că este sau al lui Isus, care de fapt nu a murit pe cruce și că el a plecat și a mers în India și tot în zona respectivă. Vedeți că este zona aceasta a Indiei împreună cu Pakistanul. N-avem timp să dezvoltăm. Este o zonă foarte interesantă, nu? Și a avut legătură cu înțelepții de acolo. Ce mai este interesant și îl amintește Mario Menie foarte bine? Faptul că se spune că a discutat cu acei înțelepți despre acest principiu al practicii spirituale pe care îl pomenea Socrate în legătură cu cunoașterea de sine. Și anume cu acel notice Elfton sau cunoașteți sinea. Am spus de mai multe ori, în mai multe rânduri, că nu e o traducție prea fericită, cunoaște-te pe tine însuți. Nu, pe tine însuți te cunoști. A cunoaște sine are o cu totul altă profunzime și o altă înălțime doctrinară. Prin urmare, e interesant că discută despre asta. Vă mai amintesc ceva? Aceeași temă este reluată mai târziu în formă sufită, în tasauf, de cel mai mare maestru, de Ibn Arabi, care le-a ca un leitmotiv pentru Tratatul Unității. Cine cunoaște sinea, cunoaște pe Domnul său. Astea nu sunt întâmplări, nu sunt coincidențe. Sigur că a discutat un asemenea principiu acolo cu 12 secole înainte de Ibn Arabi, nu se poate să nu mi-atragă și mie și altora atenția asupra acestui fapt. Cu atât mai mult cu cât cine citește așa, să nu știu, de exemplu, pe Ramana Maharshi, va găsi și acolo, va găsi această formulă inițiatică până la urmă. Nu? Sigur că aceste călătorii, cum spuneam, sunt simultane cu răspândirea creștinismului. Este un lucru important și este un lucru demn de reținut. De ce? Pentru că este și purtătorul unei ambianțe spirituale și unei ambianțe legate foarte mult de practica spirituală. Să nu uităm că el s-a conformat perfect toată viața disciplinei spirituale a pitagoreicilor. Știți, el a avut cei 5 ani de tăcere, în afară de faptul că era renumit și pentru unele practici care au variante pentru noi orientale mult mai evidente, și anume bilocația și ubicuitatea. În sensul că se spune că se afla în două locuri deodată sau chiar în mai multe, când e cazul de ubicuitate. Asta nu este n-are nimic paranormal în el. Ea ține foarte bine de o anumită practică spirituală pe care au întâlnit-o foarte mulți din cei care au cercetat Orientul, mai ales India și Tibetul. Deci, iarăși, nu sunt întâmplătoare lucrurile astea. Nu? Acum, sigur, aceste călătorii ale lui și mai ales în zona Egiptului, trebuie să ne gândim că toată antichitatea greacă era legată într-un fel sau altul de Egipt. Majoritatea filosofilor, nu, spuneau că și-au făcut școala inițiindu-se în Egipt. Și așa mai departe. Sigur, există, el chiar, Mario Menier, a luat și premiul Academiei Franceze pentru cea mai bună traducere a lui Isis și Osiris, care este o carte strict inițiatică. Nu? Deci, vedeți că lucrurile se leagă între ele, până la urmă. Și de asta este interesant Ampolonius din Tiana,
cartea scrisă de Meunier, pentru că ne leagă foarte multe lucruri, foarte multe informații. Și creștinismul nu mai rămâne oarecum izolat, ca o mișcare izolată sau ca o mișcare de excepție sau ieșită din nimic. Nu, nu, nu. Este o consecință firească, din punct de vedere spiritual și chiar cultural, dacă vreți, și de civilizație, dacă vreți, a unei tradiții care era foarte vie la vremea respectivă și care și acum, sigur că își păstrează valabilitatea. Poate că ar fi bine să vorbim puțin. Da, aș vrea să vorbim de importanța lui ca personaj în acest context al acelor vremuri, gândindu-mă la importanța lui Apollonios din Tiana, atât pentru istoria spiritualității europene din vremea sa, dar chiar și din perspectiva zilelor noastre. Eu cred că este important, în primul rând, pentru, din punctul meu de vedere, pentru legătura pe care o face între pitagorici și platonici și platonism. De ce? Pentru că strădania lui de a crea un nou suflu în Pitagor, în această, cum să spun eu, mixtură mistică, cum se numește în general, orfică și pitagorică, după 500 de ani, nu? De la apariția, de la manifestarea lor, prima lor manifestare, este interesantă că o face prin intermediul doctrinei platoniciene. Ori noi suntem obișnuiți cu Apollonios din Tiana să-i spunem că este un neopitagoreic. Nu, este și un neoplatonician în același timp. Iar influența asupra acestui mediu, asupra creștinismului, este extrem de importantă. Noi știm că majoritatea teologilor mari pornesc până la urmă de la Platon și unii de la Aristotel, dintr-un anume punct de vedere. Pentru noi, cel puțin ca ortodoxi, este dincolo de orice îndoială că această legătură între Platon și creștinism este mai mult decât salvatoare în ceea ce privește formarea unui limbaj creștin și formarea chiar a doctrinei, a dogmaticii creștine. Deci această legătură între Pitagora și Platon este foarte importantă pe care o realizează el. În plus față de acest lucru, de această legătură, este vorba de practica spirituală. El a fost un foarte bun practician, nu? Un om care a cunoscut dincolo de tămăduirile pe care le realiza, nu? Și care n-avea nimic extraordinar până la urmă. La vremea respectivă, gândiți-vă că erau, exact cum spuneați, erau după apariția lui Iisus, după manifestarea Domnului Iisus, tămăduirile acestea aveau un anume mesaj. Nu erau niște simple acte caritabile sau de milă creștinească sau de milă, mă rog, o expresie a milei divine printr-o personalitate. Nu, ele au un mesaj, în sensul că înțelepciunea, practica spirituală, are această componentă esențială. Asta vrea să arate Apollonios din Tiana și cu siguranță că reușește. Nu este mai puțin adevărat că o parte din practica și disciplina lui pitagoreică s-a transmis la unii din părinții, din sfinții părinți care au întemeiat diferite centre de sihaștri, de anahoreți și așa mai departe, din Siria, în general din zona mediteraneană, a Orientului apropiat, în fine. Deci are și importanță din punct de vedere al practicii spirituale. Sunt foarte mulți asceți care practicau și ei, aveau, cum să spun, o serie de trăsături comune în ceea ce privește practica zilnică, regimul, de la regimul alimentar, care știm, nu, care este clasic la pitagoreici, de la regimul alimentar până la, în general, la regimul de viață. Deci este important să înțelegem lucrurile astea pentru că există această continuitate. Și această continuitate trebuie văzută nu prin prisma unei, dacă vreți, unei monotonii doctrinare, ci este aici vorba de o evoluție firească în funcție de toată dezvoltarea socială și de evoluția societății umane.
spuneam că trebuie să fim atenți că o parte din vechii părinți, de exemplu, cei de secol 4, mă refer sigur la Ambrozie, Vasile de Cezarea, Ieronim, Atanasie din Alexandria, foarte multe din elementele pe care le folosesc, dogmatice, au acest aer, dacă vreți, neoplatonician și cu elemente, cu irizări de trăire spirituală, de practică spirituală în opera lor. Prin urmare, există o influență foarte mare. Nu degeaba a făcut atâta vâlvă figura lui Apolonius din Tiana și a rămas și astăzi, nu, atât de cunoscut și, cu siguranță, cartea lui Meunier este o carte extrem de profitabilă din acest punct de vedere, pentru că, pe de o parte, reușim să înțelegem mediul acesta al primului secol creștin și este important pentru creștini lucrul ăsta, nu trebuie să se rupă de tradiție ca să-și explice o serie de lucruri. Pe de altă parte, este o carte care se citește ușor și este foarte agreabilă, pentru că este o povestire, dacă vreți, este, permiteți-mi să spun, este un basm, dacă vreți, care se derulează pe niște coordonate spirituale autentice. Un fel de, i-aș spune eu, povestire sau roman inițiatic, pentru că nu degeaba cartea este în această colecție, roman inițiatic. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre figura remarcabilă a lui Apolonios din Tiana, viața, practicile ascetice și învățăturile filozofice ale unui mare vindecător de la începutul erei creștine, de Mario Meunier, o carte publicată în colecția Romanul Inițiatic din portofoliul editurii Heralda. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, căruia îi mulțumim de fiecare dată, pentru că, iată, este alături de noi și împărtășește atât cu mine cât și cu dumneavoastră, dragi cititori, foarte multe lucruri extrem de interesante. Încă o dată, mulțumiri domnului profesor Teodoru Ghiondea. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Vreau să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!